Ne-am întors în studio cu invitatul jurnalului. Alături de noi se află doamna Mihaela Onofrei, rector interimar la Universitatea Alexandru Ion Cuza din Iași. Bună seara și bine ați venit la noi! Bună seara, vă mulțumesc pentru invitație. Este prima dată când vin la dumneavoastră la TeleM. Așa cum facem noi de fiecare dată, e cumva o tradiție. Urăm succes celor care ne trec pentru prima dată pragul și sperăm să fie de bun augur și să vă faceți un obicei din asta, pentru că, iată, sunt informații care trebuie să ajungă la publicul care ne urmărește. Și ne bucurăm că ne-ați răspuns afirmativ. Pentru această ediție și pentru faptul că suntem cumva în perioada în care ne pregătim pentru admitere, pentru a afla informații despre ofertele educaționale de la universitățile din Iași, iată că e un moment potrivit să aflăm și de la Universitatea Cuza cu ce ofertă vine pentru viitorii studenți, cu ce facilități, cu ce avantaje, cu toate că știm că aveți, cred că, cel mai mare număr de studenți din zona Moldovei. Sigur că da. Noi suntem în momentul de față pe ultima sută de metri în ceea ce privește organizarea admiterii. Ea va avea loc în perioada 16-21 iulie, când cele 15 facultăți ale universității noastre au scos la concurs locuri pentru programele de licență și pentru programele de master. Sunt peste 70 de programe de licență la care îi invităm pe liceeni să se înscrie și de asemenea sunt peste 90 de programe de master la care îi invităm pe toți cei interesați să cunoască lucruri noi sau să treacă la un alt nivel, cum este sloganul aflat în momentul de față pe broșurile de promovare în cadrul universității. Într-adevăr, numărul de locuri pe care universitatea noastră îl are în momentul de față, la licență, este la fel cu cel de anul trecut. Sunt undeva la 3.775 de locuri în sistem bugetar și, de asemenea, sunt peste 2.000 de locuri cu taxă. Asta înseamnă că ne adresăm tuturor celor interesați care au fost alături de noi într-o caravană care s-a desfășurat în toată această perioadă, practic începând din octombrie anul trecut până săptămâna trecută, când am avut bucuria să luăm legătura cu peste 12.000 de liceeni de toate vârstele, în clasele finale, a 11-a, a 12-a, dar chiar și în clasele de început ale liceului. Și a fost important să depășim, dacă vreți, granița regiunii Nord-Est cu promovarea noastră. Am ajuns până la Baia Mare și ne dorim, sigur că da, să extindem promovarea noastră, pentru că am avut bucuria să constatăm că sunt absolvenți de UAIC aproape peste tot în România, nemai vorbind de internaționalizarea universității noastre. Că sunt lucruri foarte frumoase și satisfăcătoare atunci când le auziți, le vedeți. Sunt foarte mulți absolvenți de UAIC, nu doar de licență, ci și de master, poate și doctorat, de ce nu? Și cred că e mare lucru să vedeți că munca se vede în aceste rezultate. Aceste rezultate nu apar dintr-o dată. Ele sunt determinate de efort. Studenții noștri sunt mesagerii noștri, pentru că în caravană au fost alături de profesori și de colegii noștri din departamentul pentru studenți sau din departamentul media studenți, pentru că sunt mai aproape de vârsta liceenilor. Și o noutate a caravanei anul acesta a fost prezența mediului de afaceri, companiile care s-au alăturat caravanei și care au arătat, dacă vreți, liceenilor curioși aflați la vârsta întrebărilor, cum ar putea să arate ei peste un număr de ani după ce își vor fi terminat studiile universitare și, de ce nu, post-universitare. Studiile de master sunt în același timp în atenția noastră. Cele 15 facultăți care sunt la universitate au promovat peste 90 de programe de master, iar aceste programe de master au o adresabilitate foarte largă. Așa este și chiar suntem foarte curioși să vedem cu ce ofertă veniți la cele 15 facultăți. Spuneați mai devreme că sunt locuri pentru toată lumea, chiar și la taxă, chiar și la fără taxă. Ce paletă largă de... Din punct de vedere financiar, pentru că sigur candidații sunt interesați să știe aceste elemente importante pentru opțiunile de carieră profesională,
În primul rând, nivelul taxelor, taxe de înscriere, taxe de școlarizare, este la fel cu cel de anul trecut. Asta însemnând că sunt facultăți unde taxa de înscriere este zero, până la 300 de lei taxă de înscriere, de pildă în cadrul facultății de informatică sau facultății de drept. Și de asemenea, taxele de școlarizare sunt la nivelul celor de anul trecut, undeva între 1600 de lei pe an, dacă ne referim la teologie romano-catolică, până la 3900 de lei pe an, dacă ne referim de pildă la Facultatea de Geografie, care are program de studii în limbi străine. La master suntem cam tot pe acolo, sunt așadar taxele de înscriere undeva între 200 și 300 de lei, iar taxele de școlarizare, de asemenea, merg la același nivel maxim de 3900 de lei pe an. Așadar, am considerat că nu este necesară și nu este oportună majorarea taxelor. În același timp, studenții noștri, viitorii noștri studenți, trebuie să știe că vor avea parte de condiții de cazare foarte bune, decente. Sunt peste 6.000 de locuri de cazare în campusurile universității. Sunt de asemenea cămine renovate, avem un cămin nou pe care l-am inaugurat anul trecut, în luna august 2017. Asta a făcut ca să crească locurile de cazare, numărul locurilor de cazare în campus. Și un al treilea element, care cred eu că este de interes pentru viitorii noștri candidați, bursele de studii. Universitatea noastră plătește lunar o valoare importantă a burselor, undeva în jur de 4,2 milioane lei pe lună, iar aceste burse pleacă de la minimum 578 de lei, bursele sociale, și depășesc valoarea de 1000 de lei pentru bursele de performanță. Sunt în același timp și bursele doctorale pentru doctoranzi, chiar dacă examenul de admitere la doctorat va fi în luna septembrie. Dar candidații noștri, fie că sunt la licență, la master sau la doctorat, trebuie să știe că vor beneficia de condiții decente de cazare și de studiu în universitatea noastră. Și astea sunt doar câteva dintre atuurile pe care le pot avea pe parcursul anilor de studii, pentru că sunt convinsă că sunt și alte facilități și alte avantaje de a fi student. Poate o să discutăm puțin mai târziu. Mi-am amintit acum că nu v-am întrebat de condițiile de admitere pentru cele 15 facultăți. Din cele 15 facultăți, sunt 7 facultăți care organizează probe de admitere. Pe lângă faptul că toate cele 15 facultăți țin cont de media de la bacalaureat. Dar sunt 7 facultăți, dacă ar fi să ne orientăm după corpurile de clădire, vorbim de educație fizică, vorbim de asemenea de facultatea de drept, vorbim de facultatea de economie, facultatea de informatică, facultatea de geografie, facultatea de științe politice, care organizează diferite probe de concurs, fie că este testul de gramatică la facultatea de drept, un test de matematică la informatică. Testele de limbă străină, în general, au devenit destul de mult utilizate la noi în universitate. Sunt teste de probe, teste de dicție, de pildă sau de muzică la științe politice, testele vocaționale. De asemenea, sunt probe de aptitudini la Facultatea de Educație Fizică și Sport și, de asemenea, la Teologie Ortodoxă. Asta înseamnă că noi încercăm să punem în valoare calitățile candidaților noștri, liceeni, care vin în special din regiunea Nord-Est și care provin dintr-o varietate de licee. Asta înseamnă că ținem cont de toate calitățile pe care candidații noștri le au și, de asemenea, este important ca odată ce au venit la noi la universitate să fi făcut o opțiune corectă, o opțiune rațională, în așa fel încât să nu abandoneze școala. Și dacă vreți, un element suplimentar în caravana pe care noi am organizat-o, am desfășurat aproape 30 de workshop-uri, în afară de prezentările programelor de studii, de licență și de master, workshop-uri intitulate foarte precis Cum să-ți alegi facultatea. Pentru că liceenii au avut foarte multe întrebări și când au văzut că avem profesioniști care pot să orienteze și pot să le dea un sfat, au apelat din plin la expertiza colegilor noștri.
plus că mă gândeam acum, în timp ce spuneați de, iată, acest abandon școlar, sunt proiecte care vin în sprijinul studenților, chiar din primul an de facultate, plus rolul consilierilor în orientare în carieră, care la fel îi pot ajuta foarte mult și atunci, cu siguranță, nu cred că renunță la școală atât de repede. Este o preocupare foarte importantă și vă mulțumesc că mi-ați adresat această întrebare sau, dacă vreți, temă de reflecție cu privire la prevenirea abandonului școlar. Într-adevăr, noi la universitate, încă de anul trecut, am elaborat programe de prevenire a abandonului. Ele sunt finanțate de către Banca Mondială. Ele s-au adresat în primă instanță facultăților unde exista rata cea mai mare de abandon școlar și, când spun asta, mă refer la litere, la geografie sau la matematică. Făcând o paranteză și să nu vă uitați ideea, de ce se întâmplă la aceste facultăți cumva sau care ar fi explicațiile? În general, rata de abandon școlar, rata mai mare de abandon școlar, înseamnă dacă reușești să treci sau să nu treci de anul întâi de facultate. Sigur că există o dificultate mai mare în abordarea disciplinelor care sunt în planurile de învățământ la aceste trei facultăți. Este important ca studenții respectivi să găsească cei mai buni mentori, cei mai buni profesori, consilieri de carieră, cum spuneți dumneavoastră. Uneori motivele abandonului țin și de lipsa resurselor financiare, de lipsa resurselor materiale. Noi avem studenți care provin din medii familiale diverse. Sunt foarte mulți copii ai căror părinți lucrează în străinătate și care au crescut singuri și care au ajuns chiar să facă performanță inclusiv în cercetare doctorală. Sunt copii care provin din medii instituționalizate și am constatat cu plăcută surprindere acum câteva săptămâni au organizat un eveniment de excepție, cum au reușit ei în viață prin pregătirea pe care le-a oferit-o Universitatea Cuza. Prin urmare, este, dacă vreți, o obligație a noastră, ca dascăle ai universității, să cunoaștem cât depinde de noi problemele acestor studenți și dacă trec de anul întâi de facultate, după aceea nu mai au cum să abandoneze, să renunțe la școală. Cumva, iată, se găsesc soluții la toate problemele. Sigur. Și e mare lucru că, iată, intervine și rolul Băncii Mondiale, spuneați, care susține astfel de cauze, aș putea numi. Înscrierile, cum se fac la admitere? Cei doritori trebuie să vină neapărat la sediul universității sau trebuie să pot depune și online o cerere sau cum e? Chiar am elaborat, am realizat un site nou-nouț al admiterii la universitate și cum se intră direct pe site-ul uaic.ro, acolo vor găsi detalii despre admitere. Dosarele, înscrierea se poate face online. Nu este nevoie să se deplaseze candidatul respectiv la noi la universitate. Taxele se pot plăti de asemenea prin ordin de plată, fără să vină la noi, la casierile universității, și am constatat că acest mediu de admitere online, în mediul virtual, ne-a ajutat foarte mult în ultimii ani, pentru că a optimizat fără îndoială circuitul și nu a mai fost nevoie de aceste aglomerări în spațiile universității, deși nouă ne place să fie acea gălăgie frumoasă când părinții împreună cu studenții, cu candidații, vin acolo și de multe ori părinții sunt mai emoționați decât copiii lor. Într-adevăr, îmi amintesc cu ceva timp în urmă niște cozi așa interminabile ca să te poți înscrie, să poți plăti taxa, o treabă destul de mare. E important că ați facilitat, iată, acest sistem de admitere online. Mă întrebam dacă v-ați extins cumva și pentru zona de Republica Moldova sau poate ați fost acolo în caravană sau cum vă atrageți studenții de acolo? Noi am încercat foarte mult în ultimii ani să intrăm cu caravana și cu programele noastre de studii în Republica Moldova. În ultimii ani am consolidat practic extensia linia noastră de studii la Bălți, pentru că acolo sunt studii de licență și de master. Am început cu Facultatea de Economie, apoi master tot la Facultatea de Economie în domeniul economiei, comerțului și turismului. De asemenea, există și masterul de drept european, de asemenea la Chișinău avem o linie de studii deschisă, au fost solicitate, ca să spunem așa, studiile în domeniul kinetoterapiei al colegilor noștri de la Facultatea de Educație Fizică și Sport.
Este foarte important pentru noi bazinul acesta de elevi din Republica Moldova. O statistică foarte simplă ne arată că în momentul de față la Universitatea Cuza sunt peste 1400 de studenți care sunt din Republica Moldova. Acest parteneriat transfrontalier este important și pentru că noi avem deja un consorțiu transfrontalier, Universitatea Cuza din Iași, Universitatea de Arte, Universitatea din Suceava, Universitatea din Cernăuți și, de asemenea, două universități din Republica Moldova. Ne întâlnim periodic. Ultima dată ne-am întâlnit la Cernăuți, iar în curând, în vară, va trebui să ne întâlnim la Suceava. Acești studenți din Republica Moldova beneficiază de aceleași facilități ca românii sau au poate și mai multe alte beneficii dacă studiază la UAIC? În primul rând, sigur, diploma este aceeași, fie că sunt studenți la Iași sau studenți la Bălți. Ei beneficiază de cadre didactice care fac aceleași programe, aceleași ore la Bălți, la fel ca la Iași. Anul trecut, când am fost la deschiderea anului universitar la Bălți, am constatat cu plăcută surprindere cât de bine cotată este facultatea de fizică, pentru că tot vorbeam de programe de studii acolo. Și ceea ce nu se întâmplă la Iași și se întâmplă la Bălți, colegii noștri fac ședință cu părinții studenților de la Bălți, care sunt studenți la fizică și care au obținut rezultate foarte bune și sunt premianți, primesc burse din partea universității. Da, frumos și ne bucurăm că, iată, v-ați extins cumva paleta de studenți. Știu că ați elaborat și câteva materiale pentru zona de admitere și eram foarte curioasă să vedem, de exemplu, în ghidul acesta informativ. Ghidul informativ este destul de prietenos făcut pentru că sunt informații structurate pe 4 paliere, calendarul, actele necesare, un glosar și sinteza domeniilor de studii pentru toate cele 15 facultăți pe care le are universitatea noastră. Au fost distribuite odată cu caravana sau cum le-ați gândit? Aceste ghiduri au fost tipărite încă din iarnă. Ele au fost distribuite odată cu caravana și liceenii noștri au putut să ia la cunoștință, să știe în principiu către care program de studii de licență ar putea să se îndrepte. De asemenea, am reușit să tipărim și ghidul de admitere pentru master în acest an universitar. Atât ghidul de admitere la master, cât și ghidul pentru licență au fost disponibile în momentul în care, după cum foarte bine știți și ați participat, la zilele porților deschise, atunci când toate universitățile publice din Iași au deschis porțile în aceeași săptămână, în aceeași perioadă, pentru a primi candidații, vizitatorii, pentru că universitatea noastră este vizitată nu doar de liceeni, sunt copii de toate vârstele care vin acolo cu părinții, chiar de la grădiniță, pentru că universitatea noastră are și o grădiniță junior și o școală junior și cumva toate aceste vizite în universitatea noastră sunt legate și de vizitarea grădinii botanice pe care o cunoaștem cu toții și care reprezintă un element de atracție. De asemenea, o broșură pe care noi am realizat-o și este meritul colegilor noștri de la Departamentul Media și Departamentul de Relații Internaționale este o broșură în limba engleză care cuprinde informații despre toate facultățile din universitate și programele de studii pe care le poate oferi universitatea noastră în limbi străine. Pentru că în universitatea noastră sunt foarte mulți studenți străini care au început să vină. Acești studenți fie vin prin programele Erasmus, Erasmus și Erasmus Plus, asta însemnând că vin atât din țări din Uniunea Europeană, cât și din țări din afara Uniunii Europene. Și aș spune cu plăcere, am constatat astăzi, în cadrul ședinței pe care am avut cereri din partea studenților Erasmus, prin care doresc să își prelungească șederea în cămin, în cadrul universității. Deci, le-a plăcut, înseamnă că nu sunt foarte nerăbdători să se întoarcă acasă și este o comunitate internațională care s-a dezvoltat la noi, la universitate. În același timp, sunt studenți pe care îi avem la programele de licență, programele de master și, de asemenea, studenți pe care îi avem la doctorat. Asta, pe de o parte, dacă ne referim la intrări.
Dacă ne referim la studenții noștri care pot să studieze în străinătate și asta este iarăși o oportunitate, o facilitate în șirul celor despre care am discutat până acum, într-un an în universitatea noastră sunt cam 1500 de colegi care pleacă. Din acești 1500, peste 800 sunt studenți. Ei se duc cu stagii de practică. Stagiile de practică vor urma în curând și suntem bucuroși să vedem că sunt tot mai mulți studenți interesați și, de asemenea, sunt studenți care pleacă câte un semestru, se întorc cu toate examenele luate, chiar am avut premianți cu rezultate de excepție. Anul acesta nu s-a întors nimeni fără niciun credit din străinătate, pentru că odată ce te-ai întors fără rezultate, trebuie să dai bani înapoi pe care i-ai primit pentru ca să studiezi acolo în timpul semestrului. Cred că nimănui nu i-ar conveni să ajungă la o astfel de situație și atunci, cu siguranță, devin mai determinat și mai, nu știu, responsabil. Și cred că îmbină utilul cu plăcutul, dacă e să ne gândim așa. Și în egală măsură, odată ce sunt în stare să promoveze examenele de la universități de prestigiu la care merg, înseamnă că reputația școlii noastre este foarte bună, este o școală de calitate, care a făcut de multe ori ca studenții noștri să fie chiar în topul clasamentului în universitățile pe care le-au urmat. Și într-o limbă străină, ce mai... Și într-o limbă străină. E un plus valoare, dacă putem spune așa. Iată, pe de o parte, zona de admitere, care e foarte importantă pentru universitate în următoarea perioadă, însă, pe de altă parte, sunt și evenimente la care faceți față cu PRIO, la care trebuie să participați în calitate de reprezentant al universității și mă gândeam aici la reuniunea Consiliului Național al Rectorilor sau conferința anuală din Spania, grupului Coimbra. Sper că nu greșesc. Grupul Coimbra. Da. Da, Conferința Națională a Rectorilor sau Consiliul Național al Rectorilor este o reuniune care are loc periodic. În calitate de reprezentant legal am participat la 3 asemenea manifestări până în momentul de față. Am început în octombrie la Craiova, apoi a fost Consiliul Național al Rectorilor de la Iași, de la colegii noștri de la Universitatea Tehnică, un moment de excepție, aș spune eu, dumnealor serbau atunci 80 de ani de inginerie la Iași. Iar recent, în perioada 31 mai-3 iunie, am fost la Consiliul Național al Rectorilor de la Oradea, un consiliu la care s-au discutat, aplicat chestiunile importante ale învățământului superior. S-a vorbit despre finanțarea universităților, despre evaluarea școlilor doctorale, despre metodologia de ierarhizare a universităților. Au fost dezbateri foarte interesante și cu o prezență masivă. Din 75 de universități, câte sunt în momentul de față în România, au participat 65 de rectori. 75 de universități, din care 49 sunt universități publice. Pentru aceste 49 de universități publice, sigur că miza financiară o reprezintă finanțarea aceasta de la buget. Și în cazul universității noastre am constatat că sumele pe care universitatea le va primi și pe care le-a primit deja pentru că am semnat contractul au crescut. În luna ianuarie, contractul instituțional al universității pe care l-am semnat era de 138 de milioane de lei, iar acum această sumă s-a suplimentat și am ajuns la 152 de milioane de lei ca urmare a rezultatelor cercetării pe care universitatea noastră le-a realizat. Și trebuie să spunem din capul locului că în cadrul comunității UAIC sunt facultăți care au un număr mai mare de studenți și colegii noștri, să spunem, se detașează prin activitățile cu studenții, dar sunt în același timp facultăți care ne aduc onoare și reputație prin rezultatele de excepție în domeniul cercetării științifice, chiar dacă au un număr mai mic de studenți. Este, dacă vreți, un balans care este în folosul UAIC până la urmă. Și tot un plus sunt cumva și proiectele de dezvoltare instituțională. Mai avem foarte puțin timp la dispoziție, dar putem aminti măcar obiectivele pe care le-ați prevăzut în aceste proiecte pe care le-ați câștigat recent. Așa este. Noi am participat în șase competiții. Am obținut 6 proiecte din 6 depuse. Sunt proiectele noi care au fost câștigate anul acesta, aș spune în primul rând un proiect destinat modernizării grădinii botanice și un element de noutate destinat antreprenoriatului studențesc. Este un proiect
axat pe ideile de antreprenoriat. Ne place ca studenții noștri să fie întreprinzători și învață acest lucru prin proiect. Și, de asemenea, este un proiect foarte important destinat eticii și deontologiei în mediul academic. Cu toții știm că, începând din toamna care urmează, atât la studiile de licență cât și la studiile de master, studenții noștri vor face cursuri de etică, a cercetării, etică și deontologie. Credem că sunt lucruri importante, discipline importante, pentru că îmbunătățesc, îmbogățesc sistemul de valori pe care studenții noștri îl dobândesc la Universitatea Cuza. Și cu siguranță îi va ajuta pe viitor și în meseriile pe care le vor practica, e musai să fii un... Și în deciziile pe care le vor lua, de ce nu? Pentru că orice decizie, pe lângă elementul de legalitate pe care trebuie să-l aibă în vedere și de fezabilitate, că orice decizie trebuie să te gândești dacă este posibil să o implementezi, etica și moralitatea sunt importante, integritatea, și sunt valori pe care tinerii trebuie să le învețe și să le conștientizeze în fiecare zi. Eu vă mulțumesc tare mult pentru prezența la Invitatul Jurnalului. Sperăm să mai veniți aici la noi și cu alte informații frumoase. Vă mulțumesc foarte mult pentru invitație. Cu siguranță voi reveni. Mulțumim tare mult. Doamnelor și domnilor, aici punem punct jurnalului nostru. Sunt Florina Stângaciu. Vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc vizionare plăcută în continuare.